Moțiunea e după colț, dar PSD nu pare să aibă emoții. Majoritatea a rezistat deja de două ori săptămâna asta, iar opoziția nu s-a hotărât dacă e momentul să pună pe masă toate argumentele cu care să-i convingă pe unii dintre aleșii puterii să întoarcă armele. Asta presupunând că și are acele argumente. Discutăm despre toate astea cu invitații. Vi prezint Pavel Popescu, deputat PNL. Bună seara! Bună seara! Daniel Constantin, deputat prin vicepreședinte Pro-România. Bună seara! Cristina Prună, deputat USR. Bună seara! Dan Bucura, jurnalist. Mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Ne uităm la această primă zi de consultări de la Cotroceni despre cum să fie puse în practică rezultatele referendumului din 26 mai. Va fi nevoie de o majoritate parlamentară pentru revizuirea Constituției și pe urmă de un vot popular care să confirme această modificare. A fost foarte clar că referendumul a fost câștigat de mine împreună cu românii. Acum este evident că ceea ce a decis poporul la referendum trebuie urgent implementat. Îmi doresc să lucrez împreună cu o largă majoritate parlamentară. Eu cred că se poate constitui o majoritate, fiindcă partidele au înțeles importanța votului dat la referendum. Eu sunt optimist în această privință. În acest moment, după părerea mea, condițiile pentru o amplă revizuire a Constituției nu sunt date. Nu este neapărat de dorit să mergem pe o revizuire largă a Constituției în această configurație. Avem rezultatul foarte pozitiv al unui referendum și acest rezultat trebuie implementat acum. Și de aici încep discuțiile și strategiile. Pavel Popescu, ce ar trebui să se întâmple? Mi se pare extraordinar de bună abordarea domnului președinte și, în primul rând, vreau să consemnez un lucru. Toată lumea a discutat despre această victorie de etapă sau victoria referendumului. Eu o spun fără nicio tentă de a exagera. Președintele Klaus Iohannis a intrat în istorie cu această victorie a referendumului, pentru că, practic, a închis definitiv această discuție a corupților și necorupților din România. Poporul a convins că a închis-o definitiv, păi, referendumul? În condițiile în care vom avea modificarea Constituției, dar referendumul, în momentul de față, este cel mai mare succes înregistrat în ultimii ani în România din punct de vedere politic, deoarece președintele a reușit prin vocea poporului, într-un context geopolitic și european nu tocmai favorabil, să aducă România de partea binelui, ca să spunem așa. Pentru că existau aceste discuții și, dacă mă întrebați pe mine din opoziție și un partener prin Partidul Național Liberal al președintelui Iohannis, am avut momente alături de colegii mei în care chiar ne-am întrebat ce se va întâmpla de mâine în România, în ce direcție, în care speranța era atât de mică, era, într-adevăr, exista. Și președintele a închis acest capitol definitiv din punct de vedere al exprimării poporului. Ceea ce spune el aici este, mi se pare, foarte rațional. Într-o astfel de configurație parlamentară, o modificare amplă a Constituției nu poate avea loc mâine. Noi personal, eu personal prefer și noi preferăm ca cei care se ocupă de această modificare amplă a Constituției să fie formați dintr-o majoritate cât mai matură din punct de vedere politic, ceea ce n-am putut vedea în ultimii 2 ani și jumătate. Asta să înțeleg, domnule Constantin, că dacă temerea asta e împărtășită de toată lumea care a susținut acest referendum, înseamnă că există dubii că Parlamentul ăsta, în mod special, o să facă tot ce poate pentru a pune în practică deciziile astea. Da, nu știu. Dumneavoastră, oricum, sunteți toți trei parlamentari. Da. Nu știu unde există această temere. Eu pot să vă spun un lucru, pentru că noi am spus din momentul în care s-a pornit procesul pentru referendum că întrebările, din punctul nostru de vedere, puteau fi ceva mai clare și atunci cred că treceau mult mai ușor și ca modificare la nivel de Constituție. Ba, lumea a votat 80%. Noi o să mergem mâine. Noi o să mergem mâine, sigur. Pentru că a fost, cum să spun, oamenii au venit și au votat împotriva ceva. Și atunci au văzut în acest referendum posibilitatea de a îndrepta anumite lucruri, cum spunea și domnul deputat ceva mai devreme. Dar eu pot să vă spun așa, noi mergem mâine la Cotroceni, nu am fost astăzi. Mesajul nostru însă a fost transmis public și mâine o să fie întărit cu câteva exemple foarte clare. Noi credem
că în momentul de față, și am văzut aici și în zona celor de la PSD că există disponibilitate. Nu știu dacă ea va fi și în mod practic, dar cel puțin verbal și-au exprimat această disponibilitate de a modifica în perioada imediat următoare Constituția. Președintele probabil că nu are încredere că aceștia vor pune în practic aceste lucruri, dar eu cred că după 15 ani în care ne-am chinuit să modificăm Constituția, în care am văzut că sunt anumite lucruri care trebuie clarificate, puteam profita de această disponibilitate a partidelor, dacă erau toți de acord să se angajau în fața președintelui, să modificăm și alte aspecte pe care le-am tot criticat de-a lungul timpului. Și pot să vă dau exemple. De exemplu, modalitatea de desemnare a primului ministru. Întotdeauna a stârnit controverse. Ce o să facă președintele? Cine merge la Consiliul European? Sunt probleme care țin de economie. Merge președintele? Merge primul ministru? Adică lucruri care pot fi clarificate și nu mai lasă loc de această dezbatere politică de lucruri care ne-a săturat. Lucruri care ajung de fiecare dată la Curtea Constituțională. De fapt. Ajung la Curtea Constituțională, despre asta este vorba. Cu tot respectul, am avut o cerere de începere a urmăririi penale la Senat. Este primul argument cum că acest Parlament nu este pe departe unul. Bun, aici e altceva, că una se vorbește la Bruxelles, am văzut-o și pe doamna Dencil, la alta se întâmplă aici. Asta e un alt aspect și poate probabil de aici și neîncrederea domnului președinte. Dar eu cred că era un moment în care puteam încerca să modificăm totuși pentru a nu mai ajunge de fiecare dată, dar de fiecare dată, fie prin avocatul poporului, fie printr-o contestație la nivelul Parlamentului, la Curtea Constituțională. Doamna Prună, cum ne asigurăm că lucrurile astea sunt puse cât mai repede în practică? Pentru că lumea a votat. Și a votat, cum zice domnul Constantin, pe fondul ăsta emoțional împotriva a ceva, împotriva acelor modificări care au curs cu nemiluita din 2017 încoace, la legile justiției. Deci cum faci repede chestia asta? Păi, repede o faci dacă începi dezbaterea în Parlament. Dar înainte să ne uităm la dezbaterea în Parlament, aș vrea să spun un lucru foarte important. Ce am discutat astăzi cu președintele Iohannis, pentru că am fost la consultări, este și faptul că fără penali în funcții publice trebuie să meargă în Constituție alături de modificările ce vor rezulta în urma întrebărilor care au fost supuse consultării de către președintele Iohannis. Acum, cum ajung aceste lucruri în Constituție cât mai repede? E foarte simplu. Trebuie să înceapă dezbaterile parlamentare și trebuie ca o majoritate să se profileze astfel încât aceste modificări să fie susținute. Evident, și noi ne-am dus cu dorința de a avea o reformă mai amplă a Constituției. Și am prezentat în cadrul întâlnirii cu președintele Iohannis viziunea noastră de modificare a Constituției. Pe de altă parte, există și un pericol. Pericolul este, și l-am auzit de la mai mulți lideri PSD, de tergiversare a referendumului care ar schimba cu adevărat Constituția. Aud că se dorește înființarea unor comisii comune de constituționalitate între Senat și Camera Deputaților, când de fapt aceste modificări pot fi propuse de parlamentari și discutate în comisiile juridice. Deci, pericolul, încă o dată, este o tergiversare a acestor modificări care, de fapt, au fost dorite, iată, de o majoritate covârșitoare a românilor care s-au exprimat prin vot. Ori, cred că ar trebui ca acea majoritate parlamentară care se configurează să susțină aceste modificări pe care cetățenii din țara aceasta le doresc și au arătat-o și prin protestele pe care le-au făcut de-a lungul timpului în cei ani, în 2 ani și jumătate. Să ne aducem aminte, OUG13 care a scos 600.000 de români în stradă. Da, PSD spune totuși nu putem pe repede înainte să modificăm Constituția, trebuie să dezbatere ample. Dar ei au putut într-o noapte să dea OUG13. Bineînțeles, a fost întors acel OUG13. Însă de fiecare dată s-a uitat cum să modifică ce cât mai repede în Parlament și legile justiției și codurile. Deci nu e vorba de a avea dezbatere ample. Românii au vrut aceste modificări ale Constituției, nu vor ca legile justiției și legislația penală să se modifice prin OUG-uri și lucrul acesta trebuie să se reflecte în Constituția României cât mai repede cu putință. Exact. Dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug ceva, pentru că eu înțeleg, în această majoritate este posibil ca PSD-ul sau o parte din PSD să
spună, domnule, hai să tergiversăm puțin lucrurile. Dar hai să facem, pe uitați, suntem din trei partide care sunt în opoziție, Pro-România și USR, suntem de acord cu o modificare ceva mai amplă. Haideți să facem tot posibilul să schimbăm majoritatea și implicit guvernul și poate creăm o majoritate în care președintele are încredere și începe un proces mai amplu. Pentru că oricum nu se poate modifica, nu putem începe un proces care să fie finalizat până pe 30 iunie. Procesul oricum va dura ceva mai mult. Dacă reușim până pe 30 iunie, printr-un efort comun, să creăm o nouă majoritate, atunci am putea spera și la modificare. Dacă dumneavoastră vorbiți cu șeful dumneavoastră de partid, să nu-l mai înjure pe șeful meu de partid, sunt fer convins că o să putem să facem un putem guvern. Putem intra într-o altă discuție și are înjurat primul pe care, dacă rămânem în orgolii, să știți că nu dar să dar nu e de orgoliu, eu vă zic care e primul pas. Da. Vorbim și despre asta este imediat. Da, bucura. Cuvintele cheie sunt astea, dezbatere amplă, că lumea probabil când o să audă dezbatere amplă, după ce 2 ani și ceva am avut dezbatere amplă tot timpul despre de ce nu e bine să se întâmple lucrurile astea, acum o să avem o dezbatere amplă și despre cum trebuie modificată Constituția ca să integreze răspunsurile la referendum, cred că toți o să ne luăm cu mâinile de păr. Asta e, știi, din repertoriul ăla, dezbatere amplă sau comisie. Ambele au același rezultat, nimic de obicei. Acum, sigur, legat de teza asta cu modificarea Constituției, oricât ai vrea să ignore anumite lucruri, există foarte multe schimbări ce trebuie făcute, necesare. Acum, președintele a pus 2 întrebări la referendum, dar sunt convins că dacă punea 20, găsea același feedback și aceeași susținere populară. Da. Vă dau cel mai simplu exemplu pe care îl discutăm de luni de zile în studiourile televiziunilor, dar ne-am trezit și noi acum după 30 de ani că nu funcționează bine. Curtea Constituțională. De câte ori n-a zis toată clasa politică, noi, presa și toată lumea, nu e normal să ai o curte constituțională politizată în halul ăsta în care să ai foști parlamentar dintr-o parte sau din alta și să mergi pe buna lor credință. Oamenii puși politic și oameni care au promovat politic și așa mai departe. E un singur exemplu, evident că sunt multe alte lucruri. Așa că, dincolo de asta, oricât de mare ar fi nevoia de a livra ceva poporului, pentru că asta e, poporul are așteptări, a venit într-un număr extraordinar de mare, a pus ampila acolo cum a pus-o și acum vrea ceva, vrea rezultate poporul. Trebuie să-i dai într-un fel sau altul. Dar pe de altă parte ar fi păcat ca să rămână așa în termeni tehnici, cum ne place unora, să scap momentul operativ și dacă tot modifici cărticica aia mică, dar fâșneață, firar să fie, să nu o modifici cum trebuie, adică să-i modifici toate hibele astea. Sigur, putem face să gândim o formulă, sunt convins că povestea asta ar prinde acum cu orice majoritate să treacă cu penalii. Că am văzut până și PSD-ul a lăsat-o mai moale, nu mai au discursul ăsta, dar de ce să nu corectăm totul? Iar în ceea ce vește partea a doua a discuției asta cu majoritatea, știu că lucrurile sunt la cald acum și așa cum am spus, așteptările sunt mari, dar sunt totuși sceptic cu privire la sfârșitul ăsta de lună iunie, adică e greu, vorbeam și în pauză înainte să intrăm aici. E o baltă mică cu ceva, cu mulți pești de fapt. Și balta aia se numește ALDE, de unde pot să pescuiască toți, la opoziție mă refer, că ăia săracii și-au văzut pensia sau se duc la forțele de muncă la anul. Știu, când ai 4% și mai rămâi și pe la putere o perioadă, deci te și erodezi, probabil cu 2-3% nu mai au neam șanse. Și atunci aia își vor căuta ca peștișori, așa. Culmea e un pescuit atipic în sensul în care peștele nu fuge de pescar, vine și el. Deci da. Se poate pescui de acolo, dar pescuitul ăsta nu se poate face în 2-3 zile, adică se mai alintă și ei parlamentarii aia, mai zic, mai vin, nu mai vin. E un schmuzing, ca să spun așa, un termen corporatist. Deci nu o văd așa pusă pe roate într-o săptămână, două, gata, pac, pac și majoritatea. Ne-am dat și mâna să pupă și Ludovic Orban cu Ponta și cu toată lumea, fac o horă a fericirii și a dragostei. Nu văd lucrurile astea. Pe de altă parte, repet, e partea asta presantă a livratului. Tot poporul așteaptă ca cineva să livreze. Așteaptă pe opoziția două planuri. Să livreze, da. Președintele să livreze. Așteaptă din mai multe direcții. Se termină sesiunea parlamentară pe 30 iunie, iar opoziția mai are un cartuș care se numește moțiunea de cenzură. Și el trebuie tras, mai ales că există o așteptare foarte mare. Haideți să nu tragem în gol, asta e ideea, să încercăm să creăm acea majoritate. Cred că ar fi mult mai util dacă ar fi tras punctual. Nu știu dacă neapărat pe guvern, dar dacă ați ochi unul sau doi miniștri cu o moțiune simplă, vă spun eu că ar cădea miniștria în picioare ca popicele. Ne întoarcem la Constituție, la legislație, degeaba tragi într-un ministru, pentru că el nu e demis automat, știți foarte bine. Da. Și atunci ajungi. Să începem.
Pe cu doamna Carmen Dan. Păi, acolo deci, e voință din partea tuturor. Tot guvernul ar trebui și să pice Leșcanu, mâine. Și chiar am depus o moțiune simplă la Senat. Traduceți-ne un pic povestea asta cu revizuirea mai largă sau nu a Constituției, pentru că eu am văzut multă lume mirată astăzi despre, în legătură cu discuția asta de la Cotroceni, în care și președintele a zis, nu cred că e momentul pentru o revizuire mai largă. Lumea probabil se întreabă acum ce înseamnă exact lucrul ăsta, adică efecte ale celor două răspunsuri sau mai multe prevederi băgate la pachet cu această modificare de la referendum? Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că președintele vrea să puncteze foarte clar ceea ce a propus la referendum. Noi am propus chestiunea asta pe justiție, vreau imediat să fie marcată pentru că e o chestiune care intră în istorie. A modificat Constituția ca urmare a unui referendum și a făcut-o președinte. Pe de altă parte, noi care mai suntem în Parlament de foarte mult timp și știm că am avut intenții și în 2013, din păcate, nu s-a reușit, 2014 și așa mai departe, cred că ar trebui să facem un proces ceva mai amplu. Dacă se poate, dacă nu, sigur că în primul rând trebuie să punem Da, aici apar riscurile. Dacă e un proces ceva mai amplu, durează. Sau dezbaterile pe acele subiecte, pe lângă cele două întrebări, o să fie foarte intense. Vreți să umblăm la Curtea Constituțională? O să dureze o grămadă discuția. Vreți să umblăm la, nu știu, chiar și la povestea asta cu ordonanțele de urgență la un moment dat. Știți? Să nu se mai dea, să fie foarte clar specificat în ce condiții. Iarăși durează. Eu mă gândeam astăzi, în timp ce președintele își prezenta argumentele, că de fapt instrumentul referendumului ar putea fi cheia salvării României. Știți? Poate președintele mâine decide să facă un referendum pentru, nu știu, 10% pe sănătate sau 6% pe educație, că are România educată. Și în felul acesta va reuși în sfârșit să modifice niște chestiuni fundamentale. De ce e nevoie de referendum pentru asta? Câtă vreme noi am avut lege de majorare a salariilor profesorilor și am văzut că s-a ales praful de ea niște ani la rând, că toată lumea o proroga pentru că n-avea bani de unde. Am ajuns în punctul Avem povestea în care... cu referendumul cu parlamentarii de pe vremea lui Traian Băsescu. Despre ce vorbim? Să nu uităm că până acum două săptămâni președintele era cel mai blamat om din România de către guvernul actual și doamna Dăncilă, care astăzi se erigează în unul din reformatorii PSD-ului, că pe mine mă și distrează și trebuie să spun asta, când văd poza celor care stau în spatele doamnei Dăncilă, când îi văd pe toți de la comisiile de specialitate, când intri într-o comisie, cum se comportă cu tine după ce ai câștigat alegerile, parcă toți acum s-ar reforma și sunt cu toții alții față de cei care erau acum două săptămâni. Deci acești oameni îl înjurau pe președinte în fiecare zi și spuneau că totul este incorrect, nu vreau să reproduc ceea ce spuneau. Se pare că în momentul de față președintele și poporul l-a învins și PNL-ul a câștigat alegerile. Acum, din punct de vedere al modificării large a Constituției, v-am spus, trebuie să avem o maturitate, o majoritate matură în Parlament. În momentul de față, ca argument, cererea de începere urmăririi penale a domnului Tăriceanu la Senat, ceea ce se întâmplă încă zilnic în Parlament, trebuie să avem negocieri dure cu PSD-ul, ei nu, au aceleași metehne. Eu nu pot, ca politician tânăr, să cred în PSD sau în ceea ce a venit din PSD. Nu pot. Permiteți-mi să-mi exprim această opinie. Nu o să fiți nevoiți la un moment dat să, în cazul în care strategia asta dă roade, să luați oameni de acolo, de la PSD și de la ALDE, că altfel cum să schimbe această majoritate? Majoritatea dacă... se schimbă prin vot. Bun. Și printr-un vot pe care îl câștigi în alegeri. Am demonstrat-o. Partidul Național Liberal a câștigat cu 27% adică aceste nu vrea alegeri. Să schimbă mai repede majoritatea, asta înțeleg. Dar nici nu se pune problema asta. Nu, vorbeam în contextul modificării Constituției. Adică vă așteptați ca oamenii ăștia, de exemplu, că aici ajunge la fundul problemei, să voteze, să zicem, o moțiune de cenzură, dar fără să plece din partidul lor, rămânând în PSD și trântind guvernul ăsta după modelul lui Grindeanu. Dar atunci era ordin de la Dragnea, foarte precis, toată lumea s-a executat. Păi nu știu, dar dacă eu aș fi în... Dacă noi am fi în situația PSD-știlor de astăzi, în modul în care au guvernat ei, eu din bun simț, nu știu, din datorie morală față de țară, m-aș retrage. Păi știți ce s-a Ați întâmplat? Ați avea brusc astăzi? Așa o revelație, adică da, după 2 ani și jumătate, v-ați uita în oglindă PSD-ist fiind și ați zice, aoleu, am greșit până acum. Nu PSD-ist, parlamentar, cu tot respectul, noi am jurat cu mâna pe Biblie. Noi am jurat cu mâna pe Biblie. Astăzi la Comisia de Buget Finanțe era delegația FMI-ului și mă uitam în jurul meu la colegii mei de la PSD care încă insistau că tot ceea ce au făcut în acești 2 ani și jumătate, chiar cu liderul lor ieșit total
din scena politică, este un lucru bun. Insistau în ciuda cifrelor, în ciuda deficitului bugetar, în ciuda tuturor prognozelor sumbre cu privire la economia României, că tot ceea ce au făcut ei este bine. Spuneau că există absorbție de fonduri europene, record. Și mă uitam așa, cam ce... Adică nu mai pe Dragnea, care să zici că este dictatorul ce îți dă telefon și îți spune trebuie să spui aia, să faci aia. Nu mai pe Viorica Dăncilă, care are o voce atât de puternică în zilele acestea. Nu mai ai baronia care să poată să acționeze. Că vedeți, slavă Domnului, a trecut referendumul. Și totuși tu insiști că ceea ce s-a întâmplat este bine. E discutabil asta dacă îi mai ai sau nu îi mai ai. Nu vreau să zic, nu e atât de vocal. Asta vă spuneam. Această majoritate trebuie să fie matură politic. Și în momentul de față, în Parlamentul României, cel puțin jumătate din cei care stau pe scaunele de parlamentari și de deputați și de senatori nu au ce să caute acolo din punct de vedere al modului în care au jurat față de poporul român că vor respecta Constituția și că vor livra ceea ce trebuie să livreze practic. Deci dezbatere mai largă despre modificat și alte lucruri dacă tot e ocazia, Cristina Prună, sau implementarea rapidă, cum vrea președintele, a celor două prevederi? Aici este, de fapt, nu numai dorința președintelui, este și dorința românilor care au mers la referendum pe 26 mai și ați văzut, au votat în proporție de 80%. Vă spuneam de pericolul acesta al tergiversării dacă dezbaterea va fi mai amplă. Bineînțeles, trebuie să discutăm despre avocatul poporului, trebuie să discutăm despre Curtea Constituțională și cum putem să o reformăm. Bine spunea colegul de platou, sunt acolo oameni care sunt numiți politic, membrii de partid. Noi am militat pentru depolitizare a CCR-ului, chiar în programul nostru de guvernare spunem lucrul acesta, ca membrii Curții Constituționale să nu fi fost într-un partid politic cu 9 ani înainte, astfel încât să se curețe de orice fel de interese pe care le-ar putea avea în spate. Apoi mai putem discuta și de numirea membrilor Curții Constituționale. Noi propunem ca 3 membri să fie numiți de președinte în continuare, 3 de Parlament și 3 de CSM. Evident, sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta, dar haideți să ne uităm și la întrebările care au trecut la referendum. Și aici noi am mers astăzi la Cotroceni și am spus că măcar 3 lucruri ar trebui să apară în modificarea Constituției. În primul rând, să definim mai bine ce înseamnă urgența. Vedem, OUG-urile curg în continuare. Chiar ieri s-a dat acel OUG care schimbă maniera în care sunt aleși președinții consiliilor județene. Deci, ce înseamnă urgență? Era o urgență ieri. În general, ce înseamnă urgența? În al doilea rând, cine poate contesta aceste OUG-uri dacă ele vor fi date totuși? Și chiar și în întrebările pe care președintele le-a propus la referendum apare lucrul acesta. Parlamentarii trebuie să poată să conteste, președintele trebuie să poată să conteste, să nu mai rămână doar într-un singur om. Și am văzut Victor Ciorbea cât de avocat al poporului a fost în acești 2 ani și jumătate. Deci sunt niște lucruri și un al treilea lucru pe care noi l-am propus este că dacă OUG-ul nu vine în Parlament la dezbatere în 60 de zile de când a fost dat, atunci să fie abrogat automat, pentru că nu se poate ca un guvern să dea OUG-uri și să-și implementeze programul de guvernare doar prin aceste OUG-uri. De asta există Parlament, ca dezbaterile să se întâmple acolo. Revenim imediat la discuția despre ecuația asta complicată în care trebuie să vezi ce faci mai întâi, de fapt. Urmărim reacțiile de astăzi, câteva din reacțiile de astăzi, după întâlnirea de la Cotroceni. Partidul Național Liberal va susține toate inițiativele de revizuire a Constituției și orice alte inițiative care sunt necesare pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățeni. Există o procedură privitoare la revizuirea Constituției, o procedură care stabilește mai mulți pași. Din punctul meu de vedere, ar fi o soluție foarte bună să se ajungă la referendum,
odată cu alegerile prezidențiale, pentru că dacă tot organizăm scrutinul de alegeri prezidențiale, este și mai bine, și mai potrivit, și mai ieftin ca să organizăm și referendumul de revizuire a Constituției cu ocazia acestor alegeri. Considerăm că ar trebui reforma constituțională despre care am vorbit ar trebui să fie cumva un pic mai largă, dar oricum ea va fi axată pe reducerea rolului ordonanțelor și clarificarea termenului de urgență. În egală măsură am precizat foarte clar și președintele a fost de acord că inițiativa fără penal în funcții publice va trebui să facă parte din această revizuire a Constituției, pentru că pe de o parte are în spate 1 milion de semnături și a trecut și etapele, este momentul de față în Parlament pentru vot. Încercăm să deslușim ecuația de care vorbeam mai devreme, Dan Bucura, pentru că președintele vrea concretizarea imediată a rezultatelor. Nu e foarte clar ce înseamnă povestea asta, a lăsat de înțeles la un moment dat chiar că n-ar trebui să se întâmple odată cu referendumul, cu alegerile prezidențiale, dacă am înțeles bine. PNL-ul, pe de altă parte, zice să facem atunci referendum. Nu e clar cu ce majoritate din Parlament vrei să faci schimbarea asta. Să aștepți până vine un Parlament favorabil, mai matur, cum zice domnul Popescu, sau să convingi actualul Parlament să lucreze pe repede înainte ca să rezolvi problema asta. Uite câte variabile. Asta cu Parlamentul matur, hai să mai lăsăm totuși la dospit acolo, că asta e, cum îl avem, îl luăm și așa, că o fie el imatur, că o fie el oeril, ăsta e deocamdată. Hai să vorbim de președinte, că e o mică diferență în discurs și eu înțeleg de ce. Uh-huh. În vreme ce președintele are un exercițiu electoral de trecut anul ăsta, mai pe la iarnă, opoziția are 2 exerciții electorale din vară încolo, vara lui 2020. Așa că evident că oricum ai pune lucrurile în balanță, pentru unii e mai relaxant decât pentru alții. Președintele are această problemă, repet, trebuie să livreze ceva. A fost extraordinar emoția pe care a creat-o, poporul, cum venea, stătea la cozi să voteze, să pună ștampila pe unii, pe alții, pe întrebări. Dar dacă la poporul ăsta nu-i livrezi nimic, repede, cât de cât, și-l chem la iarnă, în același număr sau într-un număr mult mai mare, el, poporul, s-ar putea să aibă mici semne de întrebare. Așa că e o cursă contra cronometru. Pe președinte eu îl înțeleg. Adică, evident că a modificările constituționale de care vorbim, alea punctual, se pot face mult mai repede decât niște modificări de ansamblu, dar care sunt cel puțin la fel de necesare. Că numai noi aici am găsit vreo 2-3 extrem de utile, dar cred că mai găsim dacă stăm încă 10. Așa că, repet, despre asta e vorba, e o cursă contra cronometru. Pe cei de la PNL înțeleg, susțin oarecum exhaustiv teza asta președintelui de a face repede acum ceva. Dar eu totuși n-aș ieși din logica asta în care, dacă tot prins momentul ăsta operativ, hai să facem pentru numele lui Dumnezeu niște lucruri extrem de utile pentru țară și extrem de necesare. Nu e posibil ca după 30 de ani să te trezești că uite cât de prost a mers țara asta cu așa curte constituțională și multe alte lucruri. Adică e păcat, eu asta spun. Rest, sigur, interesul electoral nu suntem fete mari să ne alintăm. Toate partidele urmăresc și un interes electoral, dincolo nevoia de a face bine țării, de a fi în slujba poporului și așa mai departe. Partidele sunt ca și societățile comerciale. Își maximizează profitul alea, partidele caută cât mai multe ștampile. E simplu. Așa că, A mă erija într-un analist politic, stimate coleg, eu vreau să vă pun pe tavă câteva fapte. Cum ar era? Președintele în momentul de față nu cred că mai are nevoie de afișaj electoral, ca să-i spunem așa, în condițiile în care, dacă vă uitați retroactiv la ultimele 3 luni de zile în România, președintele Klaus Iohannis a reușit să facă în mod istoric niște lucruri pe care România nu le-a avut până în momentul de față. Și vi le enumăr dacă vreți. O extraordinară expunere pe plan mondial cu summitul de la Sibiu, ceea ce nu a reușit nimeni să facă în România ca președinte al României. Am fost personal acolo. Am fost între oamenii aceia și vă spun că președintele Klaus Iohannis era ca peștele în apă. Era un lider între toți liderii europeni. Mai mult de atât ce vreți. Sună foarte frumoasă inima României asta la Sibiu. Dar eu fi și-a pus în
întrebare. Așa. Credeți că pentru Klaus Iohannis a fost confortabil anunțul USR-ului din noaptea sau seara alegerilor, când USR-ul i-a spus-o clar, bre, noi vom avea candidat? Zic și eu așa, întreb. Într-o competiție politică, capitalizare electorală. Sincer, în seara aia, cred că domnul Iohannis era atât de relaxat. Să nu fie prea relaxat, e bine. Să vă explic. Vă repet, summitul de la Sibiu, vizita Papei în România, ca să nu mai punem din ultimele zile, și victoria PNL-ului, dar mai presus de atât, victoria lui Klaus Iohannis alături de poporul român în acest referendum istoric. Dacă în momentul de față dumneavoastră vă imaginați că președintele Klaus Iohannis este stresat din punct de vedere al adică ce ne spuneți, domnule Popescu? Că nu are niciun fel de contracandidat, că nu-l interesează? Nu am spus așa nici ceva. Nici cine vine dinspre PSD, dacă va veni și cum va veni. În momentul de față pot să vă spun părerea mea personală, că PSD-ul nu va mai pune președinte în România cel puțin 3 mandate. Asta și eu sunt de acord, să nu facem cam fabula aia cu testoasa și cu am iepurele. Înțeles. Nu adică am spus, este drept. Relaxarea președintelui e decriptată în cheia de care vorbiți, dar eu totuși am înțeles. Cred încercați că să detașați puțin, mică... încercați să detașați puțin PNL-ul și susținerea acestui partid de președintele Iohannis, deși ea nu se va rupe niciodată. Dar în momentul de față, gândiți-vă, luați-l pe președinte doar pe el. Și gândiți-vă la ce a realizat pe plan personal. Eu, dacă aș fi în locul președintelui României, aș fi extrem de relaxat. Dacă le iau doar pe președinte fără un partid dacă în spate, s-ar putea să iasă calculele păi deloc? Păi nu, v-am spus doar, dacă, doar dacă vă uitați la realizările personale ale lui din ultimele luni. Mai puneți și victoria PNL-ului și ceea ce înseamnă un partid de anvergura PNL-ului, președintele a spus-o, în spatele lui. Și după aceea putem să discutăm politică și alegeri, și nu doar alegerile președintelui și următoare. Cert este un singur lucru. Avem nevoie de o majoritate parlamentară matură și pentru noi majoritate matură parlamentară înseamnă un scor peste... Să, să maturizeze ăștia care orice acolo, că e a patra, am înțeles, dar păi matură, matură... V-am zis mai înainte, ideea colegului meu, starului nostru, Rareș Bogdan, 10% pentru educație. România educată, cum ar suna cu 10% pentru educație în România? Și în 10 ani de zile, ia uitați cum păi crește niște politicieni tineri. Păi parlamentul să vă spună că e foarte de acord, ca să zic așa. Haideți să o facem. Care să pună, presupunând că se merge pe ultra repede înainte, referendumul care să consfințească cele două răspunsuri, domnule Constantin, când ar trebui ținut, ca să nici nu fie ținut cu alegerile prezidențiale, deci bănuim că undeva înainte, probabil, astfel încât și președintele, ca să-l împac și pe Dan Bucura, să fie deja, să aibă rezolvată chestiunea asta, ca să poate să și-o pună în palmares de alegeri. Chiar aici vreau să punctez, pentru că mie mi se pare că prinde contur următorul scenariu. Să avem modificările în Parlament, discuțiile în Parlament. Deja am văzut și declarația domnului Barna, care spune că președintele a fost de acord cu anumite teme suplimentare. Deci nu mai vorbim doar de cele două întrebări care era au fost. Era vorba de fără penali în funcții publice, nu? Dacă da, și chestiunea legată de ordonanțele de urgență. Deci deja nu mai vorbim doar de cele două teme pe care, mă rog, temele sunt cam aceleași, dar nu mai vorbim de două răspunsuri pe care le-a dat poporul la două întrebări pe care le-a ridicat președintele. Vorbim și de alte teme. Asta înseamnă că se deschide practic o cutie a Pandorei. Dacă au propus USR-ul și a acceptat președintele încă două teme, s-ar putea să mai propună și alții pe același principiu. Și atunci se deschide o cutie a Pandorei și discuțiile în Parlament. În aceeași logică în care, haideți domnule, să le facem pe toate, că fiecare avem dreptul să propunem modificări, nu? Și să le discutăm. De asta eu sunt tare curios de concluziile pe care le va trage președintele după discuțiile de mâine, care este opinia domniei sale. După aceea, sigur, se va ajunge în Parlament. Pe scenariul cel mai optimist din punct de vedere al președintelui, eu cred că mai devreme de alegerile prezidențiale nu putem să avem referendum. Și cred că ăsta e scenariul care prinde contur, așa a spus-o domnul Orban, ca odată cu alegerile prezidențiale să avem referendumul pentru modificarea Constituției. Bun, și acum să facem un exercițiu de imaginație. Pentru că asta, scuze, înseamnă 3 luni de zile, luna iunie, după aceea se intră în vacanță parlamentară, luna septembrie, în care Parlamentul să lucreze, să prezinte raportul, consultată Comisia de la Veneția, Curtea Constituțională, și abia după aceea se pornește pe procesul de modificare. Un exercițiu de imaginație despre ziua de mâine cu partidele de la putere. Bun, mai sunt și din opoziție, mai e PMP-ul, mai sunt, dar mâine PSD-ALDE se duc la Cotroceni. Cam care să fie rezultatul discuțiilor? Adică ce vă așteptați să spună public cei de la PSD și ALDE după ce ies de la întâlnire? Noi am fost împotriva referendumului, o să facem tot ce putem să-l blocăm? Adică ce credeți că o să auzim, de fapt?
Eu cred că rezultatele discuțiilor cu președintele Iohannis sunt cu PSD ar trebui să ne spună foarte clar dacă PSD chiar dorește să se reformeze sau nu. Asta mă întreb. Ce credeți că o să zică PSD? Pentru că, ei dorește să pună în practică rezultatele, că am înțeles mesajul. Ne-a zis Viorica Dăncilă din a doua seară. Nu? Păi, iată, vom vedea dacă doamna Dăncilă și întreg PSD-ul are un discurs duplicitar sau dacă chiar vor merge pe modificarea Constituției, adică, pentru că așa vor 7 milioane de români. Concluziilor trase de președinte, cam ce concluzie poate să tragă președintele după ce toată lumea o să-i spună formal, da, vrem să ascultăm voința poporului și să punem în practică acest referendum. Păi, cam ce concluzii? Probabil că scenariul președintelui e făcut deja dinainte de aceste consultări, care sunt pur formale, dacă nu greșesc. Contraziceți-mă. Eu vă spuneam mai devreme de pericolul acesta al tergiversării și eu îl văd ca unul real. Adică mâine PSD poate să iasă cu un mesaj, dar sigur vrem să implementăm voința populară și o vom susține și de fapt în Parlament să facă altceva, înființarea unor comisii care să se întâlnească de nu știu câte ori, dar asta să omoară... Mâine după consultări. Asta nu, zic, dar asta probabil. Vă spuneam, va trebui să vedem diferența dintre discursul lor și ce vor declara și ce vor face în realitate începând cu luna septembrie. Și dacă își pun în cap septembrie. Să facă lucrul ăsta, nu o să reușească să-l facă cu majoritatea pe care o au? Asta e întrebarea. Și se vor afunda și mai mult, pentru că asta înseamnă că nu vor să țină cont de ceea ce doresc românii din țara poate aceasta. Poate nu se afundă, poate e ziua și declarația. Uite, am mai pus un secretar la comisie, am mai luat cumpărat hârtie, am mai făcut ceva. Lucrăm, să știți, adică asta e ideea. Lucrăm zi de zi, mai facem ceva să punem în practică acest referendum. Pot să vă spun că în momentul de față PSD-ul nu mai are scăpare pe anumite paliere. Și primul lucru pe care ei vor trebui să-l facă și cu care noi deja am început să lucrăm în Parlament este repararea, așa, cu majoritatea pe care o au, răului pe care l-au făcut în ultimele luni de zile. Vă dau exemplu, ordonanța 79, ordonanța 114, toate aceste măsuri pe care ei le-au luat sub bagheta domnului Dragnea, care dicta și dădea telefoane alături de domnul Vâlcov și toți cei care au fost acolo sub această psihoză a dictatorship-ului în România, toate aceste modificări trebuie făcute de urgență. Partidul Național Liberal a venit... Ce înseamnă cu... că trebuie făcută urgență? Asta îl cereți dumneavoastră. Păi uitați, de exemplu, la comisia de IT, comisia din care fac parte, am reușit să respingem ordonanța 114. Este primul semnal, este una din cele 4 comisii raportoare. Am mers astăzi la colegii de la Comisia de Buget Finanțe, am solicitat de urgență punerea pe ordinea de zi săptămâna viitoare, maxim în 2 săptămâni, până la sfârșitul sesiunii acestui proiect de lege, acestor proiecte de lege. Respingere în bloc? Da, scuze. Și respingere în bloc. Aici eu vă spun ceva. Noi astăzi am avut o întâlnire cu... În mod cronologic, ca să completez. Da, în mod cronologic, pentru că a existat acel raționament. Ele au fost irațional făcute și au fost modificate tot irațional. 79 a fost modificat de 114, 114 a fost modificat de 319. Da. No, dar eu vreau să spun altceva. Astăzi noi am avut o discuție ca pro-România cu cei de la Coaliția pentru Dezvoltarea României, care au spus, doamne, sunt anumite lucruri, într-adevăr, majoritatea lucrurilor de acolo trebuie să respinse. Dar nu poți să respingi în bloc, pentru că te duci dintr-o extremă în alta și anumite lucruri trebuie corectate. Deci aici trebuie, noi o să propunem în discuțiile pe care le avem, eventual pentru moțiune sau pentru alte teme în Parlament, să ne aplecăm cu atenție, să încercăm să creăm o majoritate, chiar și cu oameni de la PSD, PNL, USR, astfel încât să treacă legea de aprobare sau de respingere a ordonanței 114 într-o formă pe care o agrează și mediul de afaceri. În zona de construcție, acolo știți că sunt lucruri care, unele dintre ele sunt bune și nu trebuie abrogate. La zona de energie trebuie discutat foarte clar vis-a-vis de acel preț, pentru că sunt opinii diferite în piață și nu trebuie să venim să strigăm. În zona de energie vă spun că toată piața vrea să fie respinse acele prevederi care sunt toxice și uitați-vă că au crescut importurile de gaze naturale. Cu cei din piață. Și eu vă spun că asta ne duce către o dependență de importuri. Eu cred că trebuie să facem altceva, să încercăm, sunt de acord cu dumneavoastră, să încercăm să creăm o majoritate și să discutăm cu mediul de afaceri astfel încât Parlamentul și noua majoritate, cum se ia creată, să lucreze pentru dezvoltarea acestui sector, care eu cred că este unul dintre cele mai puternice ale economiei românești. Continuăm discuția în câteva momente, ne uităm la calculele care se
fac pentru dermarea guvernului Dăncilă și la ce face premierul în acest timp, la cum a decurs întâlnirea cu cei la care se rățoia până mai ieri președintele, respectiv vicepreședintele Comisiei Europene. Rămâneți cu noi! Am revenit de la foarte multe ordonanțe de urgență, la nicio ordonanță de urgență. Asta ar vrea UDMR, care a profitat de întâlnirea de azi de la Cotroceni, pentru a sugera și o modificare în acest sens a Constituției. Să vedem. Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaște, lucrurile sunt simple. La a doua întrebare, cu ordonanțele de urgență, noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât, așa cum noi considerăm că trebuie să se întâmple, și nu credem că cetățenii se vor supăra dacă vom elimina din Constituție instituția ordonanțelor de urgență. Fără ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență rămâne doar pentru cazuri excepționale, caz de război, calamități naturale, să nu avem parte de așa ceva niciodată. Trebuie să redăm funcția de legiferare a Parlamentului, nu guvernul trebuie să intervină, se poate legifera rapid dacă este cazul, dacă există majoritate, dacă există voință politică, se poate legifera în procedură de urgență în Parlament. Da, deci fiecare și-ar dori niște completări sau modificări la Constituție cu ocazia transpunerii celor două întrebări în Constituție, Dan Bucura, și fiecare încearcă cu ocazia asta să mai adune și niște capital politic, adică UDMR era complet dispărut din peisaj în momentul în care curgeau ordonanțele de urgență pe bandă rulantă, și ale acestui guvern și ale altora, și acum am ajuns la concluzia că de fapt n-ar trebui să existe în Constituție povestea, ca să tăiem răul de la rădăcină. Fiecare are în spate propriile dorințe legate de schimbarea asta Constituției, ceea ce până la urmă nu e rău dacă sunt idei constructive. Ama, punctual pe UDMR, ce să zic, că înainte de alegeri, apropo de schimbarea asta, se confruntau cu riscul de a nu intra în Parlamentul European. Până la urmă au făcut o figură frumoasă, ca să zicem așa, în paralel, dar asta e altceva. PSD-ul. Nu știu care cu care a făcut, dar când au tras linie, au făcut-o. Adică n-ai ce să le critici. Dacă îi critici și pe 50%, da, că n-au legitimitate cu 55% jumate sau câte naiba au avut, asta e. Fără a fi ironic, mă uit așa, zâmbind la domnul Kelemen Hunor, și mi-aduc aminte fiecare comisie de specialitate la care am luat parte, începând câteva săptămâni în urmă, când tot vedeam că apăreau proiecte de ordonanță, UG-uri, care vizau, în mod clar, UDMR-ul. Când exista o negociere între PSD și UDMR-ul, trebuia să fie acolo, apărea câte o ordonanță de urgență. Așa, dintr-o dată, domnul Kelemen Hunor se lipsească de astfel de ordonanță de urgență? Mă îndoiesc. Pe de altă parte, vreau să vă spun concluzia finală a ceea ce discutăm noi aici din punctul nostru de vedere al Partidului Național Liberal. Poporul acesta a fost mințit de mult prea multe ori. Lucrurile s-au tergiversat. Oamenii așteaptă lucruri concrete, inclusiv pe referendum. Domnule, dacă președintele a pus două întrebări clare cu privire la un subiect, poporul a zis da, domnule președinte, la ambele întrebări. Acum trebuie să implementăm acest referendum. De ce să mai venim ca politrucii cu tot felul de idei, cu tot felul de dezbate? Eu mă întreb, când vom implementa dacă ne apucăm de aceste dezbateri? Că oricum, dacă le-am face cum a făcut PSD-ul modificările la legile justiției, ar fi bine, dar uitați că nu mai putem folosi ordonanțe de urgență. Da, haideți să nu mai facem nici ordonanțe de urgență, dar după ce implementăm acest referendum de urgență. Temerea e că acum toată lumea vorbește foarte mult și vorbește foarte frumos pentru auzul cetățenilor, dar folosește ocazia în care vorbește foarte mult ca să facă prea puțin, de fapt, sau să-și lase timp pentru a-și calcula următorii pași. Dacă ne uităm la UDMR în mod special, care azi la Cotroceni a vorbit și despre ideea unei moțiuni de cenzură pe care e gata să o susțină, zice Kelemen Hunor. Dar să știți că totuși nu iese aritmetic, dar noi o susținem. E această permanentă pendulare între ce multe lucruri bune am vrea noi să facem sau cum cu elan ne-am apucat de foarte multe, dar nu suntem foarte siguri că ne ies. Dar în orice caz, ocupăm terenul cu discuții.
Haideți să vedem, că tot vorbeam înainte de pauză de OUG 114, care a dat efectiv peste cap mediul de afaceri, și OUG 19, care a venit să corecteze, între ghilimele, această ordonanță. Discutam aici la masa aceasta de o posibilă respingere a celor două UG-uri, bineînțeles, după ce facem o analiză să vedem dacă se mai poate amenda. Vreau să văd UDMR-ul că va respinge împreună cu celelalte partide din opoziție aceste două ordonanțe, și atunci o să vedem dacă ceea ce a spus domnul Kelemen Hunor la ieșirea de la consultări este cu adevărat pe bune, sau dacă vorbesc frumos și spun că ordonanțele de fapt ar trebui să nu mai existe și doar pentru cazuri excepționale. De discursul acesta duplicitar, cred că românii s-au săturat, și dacă nu suntem responsabili și nu acționăm cât se poate de repede pentru transpunerea acestor întrebări în Constituție, atunci va fi o mare gogoașă și se va prinde toată lumea că, de fapt, anumite partide rămân la nivelul de vorbit frumos și, de fapt, când vine vorba de implementat, nu fac ceea ce au spus. O să ne fie ușor, Daniel Constantin, să definim, de exemplu, în cazul ordonanțelor de urgență, ce e urgență și ce nu? Câtă vreme noi de-a lungul anilor am văzut tot felul de interpretări ale sintagmei și ale termenului urgență? Nu va fi ușor. Acum, eu înțeleg un lucru, că putem să venim cu anumite restricții, ca să spun. Că despre asta este vorba până la urmă. Să nu mai lăsăm la îndemâna ministrului pentru relația cu Parlamentul să definească, o definiție ceva mai largă, să restricționăm. Cred că putem să facem lucrul ăsta, dar nu cred că trebuie să mergem, noi avem darul ăsta, să mergem dintr-o extremă în alta. Nu putem să mergem până acolo în a elimina de tot ordonanțele de urgență sau să limităm numai la anumite domenii. Pentru că sunt situații, și ne-a arătat viața politică în ultimii 30 de ani, că sunt situații în care trebuie să intervii de urgență cu anumite lucruri. Bun, dar iertați-mă, calea a fost deschisă chiar de această întrebare din buletinul de la referendum. Și asta a fost foarte clar, pe zona de justiție a fost foarte clar. Da, exact, să nu mai dea guvernul ordonanță de urgență care să aibă impact asupra legilor justiției. Și acolo nu mai discutăm. Bun, dar atunci începe discuție. Deci se poate să dai ordonanță. Într-un populism exagerat, să eliminăm de tot ordonanțele de urgență. Nu putem să ajungem chiar acolo, pentru că totuși trebuie să avem o țară care să fie guvernată și să reparăm anumite lucruri care poate au trecut dintr-o... De asta și spuneam că o să fie complicat, Dan Bucura, să stai să reglementezi domeniile în care guvernul poate să dea ordonanță de urgență, pentru că deschide cutia Pandorei. Bun, ați zis că nu în domeniul justiției. Uite, noi venim cu alte propuneri să nu mai dea nici în alte domenii. Dar noi venim pe de altă parte cu alte propuneri pentru domenii în care să poată să dea. Și tot așa. Variantele sunt simple. Ori nu o faci deloc și ții cont doar de partea justiției, că acolo poporul s-a exprimat și gata. Și ai un răspuns clar. Și ai terminat și ai închis orice discuție, sau pui Batista pe țambal și o lași ca până acum. Pentru că altfel să spui, să începi tu ca putere politică sau ca majoritate, chiar și matură, cum vrei să-i spune, să începi să zici aici da și aici zic, da, da, acolo, pe două coloane. Unde poți, unde nu poți să dai. Credibilitate. Da. Nu, ori o faci, ori nu o faci. Dar din punctul meu de vedere, cred că trebuie să, pe zona asta ordonanțelor, trebuie să ne limităm la ceea ce s-a pronunțat poporul și cu asta basta. Că ordonanțele de urgență, acum că vrem, că nu vrem, nu s-o găselniță mioritică. Nu s-au inventat în România, nu le-a inventat Dăncilă, nu le-a inventat nici aia de dinainte. Așa se guvernează și în alte părți. Deci nu e chiar așa o catastrofă că se dau ordonanțe de guvern. E vorba cum se dau. Și până la urmă, de asta majoritatea aia, că e matură sau nu, trebuie să vegheze și la ce face primul ministru cu echipa lui acolo. Acum e o echipă nefericită, dar sperăm că la un moment dat o veni și una matură, ca să rămânem în logica asta în țara asta. Și atunci o să putem suspecta și de bună credință, nu de alte interese. Dar până atunci nu poți. Evident că nici nu se pune problema. Adică mi se pare absurd să treci de la o extremă în alta, să zici gata, ordonanțele, terminăm cu ele și... Continuăm în câteva momente. Vă spunem, așa cum v-am promis, ce a discutat Viorica Dăncilă la Bruxelles cu Jean-Claude Juncker și cu Frans Timmermans și ce mai face în PSD zilele astea, Viorica Dăncilă. Rămâneți cu noi!